I am hardly breathing, oh sweet father. What is this I'm feeling? Is this now or never? Maybe it's forever. Or are we gone far apart? I hear you calling for a thousand miles. My heart starts beating when I look in your eyes. Nothing will ever be the same. Who knows who is to blame? And it feels like giving up, not running. You keep me warm inside. You I can't confide. Well, our hearts collide. Father, sweet father, oh, I die. I think about you every single time. Nothing will ever be the same. Who knows who is to blame? I'm breathing underwater. I'm walking through the fire. It fills me up inside with light. So alone, this love is taking over. So let me go. Vă iubesc, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vă iubesc! Thank you.
Bună seara, bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Vlad Miriță și în această seară o să vă fiu și gazdă, și artist, și prieten al maestrului Tiberiu Dragoș Oprea, pe care îmi face mare plăcere să-l revăd. Și ne-am adunat cu toții astăzi pentru un eveniment foarte frumos, un eveniment de tipul căruia ne era dor, a durat ceva până când am putut să reluăm activitatea noastră normală și în activitățile noastre normale, din când în când, trebuie presărat cât un eveniment de suflet, pentru că nu putem trăi doar pentru materie, ci și pentru suflet, pentru că n-am fi întregi. Iar pentru asta trebuie să îi mulțumim și să o felicităm pe una dintre cele mai frumoase soliste care a apărut pe firmament în ultimii ani, recent, așa de frumos, și pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o tuturor să ne bucurăm de ea. Iată că pentru ea ne aflăm astăzi aici. Este la al doilea concert la Sala Palatului, Laura Bretan. O să o invit pe Laura Bretan alături de mine pe scenă, pentru că, așa cum am spus, sunt și prezentator, ceea ce îmi face mare plăcere, dar și solist, și o să începem împreună. În aplauzele dumneavoastră, sigur. Laura, dăm voie să te felicit. Îți mulțumesc pentru invitație și pentru încrederea cu care m-ai flatat, lăsându-mă să-ți prezint acest eveniment atât de și important. Eu vă mulțumesc. Soñamos
like every child. Jos în via dolorosa,
de vie dolorosa. Să vă văd, sunteți frumoși. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Este o seară specială, orchestră minunată, un dirijor minunat, oameni invitați minunați, sound minunat, chiar este o seară minunată. Enjoy the show. See you.
Eu o să prezint următorul oaspete. Este un invitat special. Este, da. Din Israel vine. Da. Din Israel. Este un pianist deosebit, un pianist extraordinar. Super cool. Super cool. Yes. Of course. Care, foarte important de menționat, a fost un obișnuit al concertelor în turneele Larei Fabian. Cel care o campania la pian în mod obișnuit pe Lara Fabian și în această seară este aici alături de tine și de noi toți. Este, în afară de pianist, este compozitor, orchestrator, a venit în această seară pentru Laura și în ultimul timp este un obișnuit al concertelor ei și în această seară îl aplaudăm împreună pe Gheora Linenberg.
cui due mare lucida e tirò forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si scresce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene sei. Casciaro. Buonasera. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America. Ma erano solo le lampare nella bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Se voglio sai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue dentro, bene sai, ti voglio bene. Ma tanto, tanto bene sai, una catena ormai che scioglie il sangue. It's not forever.
I lay here counting cracks in the sky. I question the darkness and I wonder why. We're in this together, so why can't we try to cover the without looking up. To gravity and grace gave in to fate and poured me near you. I keep running for my life into traffic without open eyes. To summer in the static just above the noise. I hear you. Did you have to leave me shook me wide awake. You took me out of reach when I was so asleep. Wide awake, you keep me wide awake when I was out of reach and I was so asleep. You shook me. Traffic with our open eyes to somewhere in the static just above the noise. I hear you. I hear you. Thank you.
with my heart out in my head. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Will set you free. You've had what's meant to be. All in time, you'll see. To reach you.
Mulțumim pianistului Gheorghe Linenberg. Maestre Tibi Oprea, înainte de următoarea piesă, care va fi, vă spun eu de pe acum, va fi piesa care se numește Muzica. Și tu revii, ai timp să te duci să bei un pic de apă, pentru că eu o să-i țin de vorbă pe oaspeții noștri. Maestre, te rog să ne prezinți pe maestrul violoncelist, cel care l-a acompaniat-o pe Laura. Gorneanu, Alexandru Gorneanu. Aș prezenta cu drag și cu plăcere fiecare membru al Orchestrei Filarmonicii din Râmnicu-Vâlcea. Vă rog, în aplauzele dumneavoastră. Este o orchestră care cântă excelent orice, oricând și cu care colaborez cu drag de fiecare dată. Mulțumesc! Mă uitam după baghetă, dar... Nu folosești bagheta, nu? Tibi, nu folosești bagheta. Fără. Știți că există dirijori cu baghetă, dirijori fără baghetă. N-am înțeles niciodată de ce. Mie depinde de context. Bun. Contextul acum este fără baghetă. Orchestra Ion Dumitrescu din Râmnicu-Vâlcea răspunde foarte bine și cu și fără. Trebuie să fie maestru Tibi în față și atunci tot e în regulă. Și acum o invităm din nou pe Laura Bretan și o ascultăm cu muzica. Thank you.
Acest minunat cântec, această arie din opera Turandot de Giacomo Puccini a făcut-o pe Laura Faimoasă, nu? La America Got Talent. Yes. Iată, vedeți cum se închide cercul. Te va urmări această arie toată viața, deci trebuie să o cânti de acum înainte tot timpul. Îți dau voie să te... să te relaxezi 2 minute, draga noastră Laura, până când vei veni înapoi, pentru că noi trebuie să cântăm împreună din nou. Și anume, trebuie să cântăm împreună un cântec, așa cum ea nu va mai scăpa la niciun concert fără Nessun Dorma, tot așa niciun tenor nu scapă niciodată la niciun concert, dacă nu fără Nessun Dorma, cu Nessun Dorma mai scapi cum mai scapi. Nu scapi fără ceea ce urmează noi să vă cântăm acum. Este o canțonetă celebră, poate cea mai celebră canțonetă din lume. Este o canțonetă pe care
Să vă spunem cum se numește, să vă lăsăm să ghiciți. O să vă lăsăm să ghiciți. Cine ghicește primul are un CD de la Laura. Ia să vedem. Maestre. Dai toate CD-urile acum, că toată lumea a ghicit despre ce este vorba. Și dacă toți știți despre ce este vorba, trebuie să cântăm împreună. Cânt eu, cânt tu, cum facem? Îți tragi sufletul. Laura, când ești tu pregătită, eu sunt pregătit. Știți că
din cauza sau datorită Laurei, nu știu cum să mai bine zic, datorită ei, o să cânt un cântec pentru prima dată. El se numește și l-a cântat, ea l-a cântat și sunt foarte gelos pe ea. N-am ce să fac. L-a cântat cu unul dintre cei mai faimoși tenori pe care îi iubim cu toții, unul dintre celebrul trio, trei tenori care a fascinat o lume întreagă, și anume dintre ei celebrul José. Can I say it? Of course. Okay. José Carreras. Deci ai cântat cu José Carreras și eu trebuie să iau locul acum. A little more enthusiastic for the people, please. Yes. Amigos para siempre. Claro. You can look into my eyes and see the way I feel and how the world is treating me. Maybe I have known you forever. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love that cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. When you look into my eyes and see the way I feel and how the world is treating me, maybe I have known you forever. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love that cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me anywhere we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Mulțumim! Laura, te rog să-i prezinți pe minunații copii. Corul Melody? În aplauzele dumneavoastră! Întotdeauna copiii aduc un plus de bucurie și de frumusețe și de noblețe în un concert, așa că vă mulțumim pentru prezență. Să știți că ei mai au de cântat ceva acum. Și nu numai ei, noi toți mai trebuie să mai cântăm ceva. Da, să vă zicem, dacă știu bine ce știu, maestre, doar să-mi spuneți. Să-mi spui, să nu spui, trebuie să știți că... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Am spus că am plinit 20 de ani. Mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Bravo!
Doamnelor și domnilor, ați urmărit un concert extraordinar, putem să-l numim concertul aniversar, Laura Bretan, la 20 de ani, să ai un așa concert, este extraordinar. Am avut invitați de seamă, o să-i numesc, în aplauzele dumneavoastră din Israel, pianistul Gheora Linenberg. Câștigătorul concursului X-Factor, Nick Cașaro. Bravo, Nick! O voce superbă din Italia, Eliza G, laureata Cerbului de Aur. Desigur, cu toții acompaniați de bagheta metaforic, vorbim pentru că nu are la el, bagheta magică a maestrului Tiberiu Dragoș Oprea. Împreună cu minunata filarmonică Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea, mulțumim în mod special, chiar dacă nu m-a lăsat să zic, dar eu o să zic, domnului Paul Nancă pentru tot în această seară. Cu permisiunea dumneavoastră, eu, prezentatorul acestui spectacol minunat, Vlad Miriță. Și acum, cu toată forța, aplauzele dumneavoastră vor merge către Laura Bretan. Vă mulțumim și vă iubim din suflet. Vă mulțumim. Ce surpriză mi-ați făcut!